Vladimir Putin și-a jucat perfect rolul de conducător suprem căruia îi pasă de poporul său, dar și de fiii rătăcitori, adică populația din regiunile ucrainene anexate Rusiei. Și asta nu e tot, Putin a apărut în lacrimi în Piața Roșie. Vladimir! Vladimirovich Putin! Așa a fost primit Vladimir Putin pe scena din Piața Roșie, un moment foarte emoționant chiar și pentru el, care arată că abia își ține emoțiile și șterge discret lacrimile. Un moment real, neregizat, care i-a ieșit perfect liderului de la Kremlin, venit în fața oamenilor din cele patru regiuni anexate, Zaporojie, Herson, Lugansk și Donetsk, să le ureze bun venit acasă și să-și strige victoria. Istorică rodină, s Rusiei! În rândul mulțimii numeroase, steaguri rusești au fost fluturate. Она открывает им своё сердце. Добро пожаловать домой. Mai multe ecrane mari și un sistem de sunet puternic au fost instalate pentru a permite oamenilor să urmărească discursul președintelui rus și mai multe vedete ale muzicii rusești care au cântat pe scenă. Спасибо. Удачи. Звучит гимн Российской Федерации! Россия священная наша держава!